Așa, jumătățile divine. Da? El sau ea se trezesc. Vrei sau nu vrei, se trezește o jumătate din cuplu. Te trezești, cinstit treci programele toate care ți se deschid și ești ghidată, da? E un proces, ești ghidat, ești ghidată, e un proces pe care îl accepți sau nu, de tine depinde, cu cât mai tare te opui, ca și timp, se întâmplă mai lungă treaba, da? Cum te-ai trezit, sare în programele, da? Și începe nebunia superbă. Și tu te trezești pentru amândoi. Unul neapărat e trezit. Eu credeam că, domnule, eu am sărit, acum trebuie să întâlnesc jumătatea mea tot așa de minunată și trezită ca mine. Nu, 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 nu. Fiecare se trezește. Care se trezește primul? El sau ea? Îl trezește pe celălalt. Pentru că atunci când în viața în care trăiește el, tu ești îngerul păzitor. În viața care... foarte puternic. E bine, da, să ajungă aici, un nod în gât, să se deschidă. E ca o rugăciune. O rugăminte, ce frumos. Și în viața în care, care am zis el, da? Da, el dacă trăiește, tu ești îngerul păzitor, nu ești lângă el. Jumătățile adevărate. Acum sărim în viața în care și invers. Tu unde trăiești, el e îngerul tău păzitor. Vai, dar cine mi-e îngerul meu păzitor? Dar cine are... Da? Așa e dinăuntru tău. Da? Cu cine stai de vorbă? Cu el. El cu cine stai de vorbă? Acolo roiesc gândurile și nebuniile toate și cele mai joase vibrații și mai înalte. El vorbește cu ea, jumătatea ei. Acolo suntem. Care s-a trezit primul? Îl ajută pe celălalt. Pentru că celălalt l-a ajutat în altă viață și tot așa, da? Ok. Trezirea, repede, ceap, 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 prin toate programelele și ți apare, se proiectează sufletul tău pereche și mai departe vă vindeți împreună. Vindeți, vindecați, te vindeci. Zici că îl vinzi și te vindeci. Ce am zis? Ok, ok, ai înțeles ce am zis, bun. Te vindeci. E un fel de te vindeci la plural, am zis. Și uite ce ieși tu, vă vindeți. Bun, am înțeles. Până nu înțelegi că trebuie ceap, ceap, ceap și să treci prin toate programelele, dacă el e inconștient, treci tu. Dacă tu ești inconștientă, trece el. Și nu știe unul de altul, da? Până într-o zi când vă întâlniți și atunci împreună treceți prin ce aveți de trecut și deja tu știi, tu care ești trezit din ăștia doi, unul din doi, știe mai departe cum să jongleze și să, da? Să aibă grijă de relație și să se vindece și, da? Să se întâmple lucrurile foarte frumos. Da? Amândoi să se vindece. Bun. Asta vreau să zic. Până nu înțelegi, da? Când ești adormită, da? Tu, despre tine e vorba, tu ești adormită, încă netrezită. El e îngerul tău păzitor. Tu ești adormită, netrezită, dar ești acolo, într-o viață, da? Zombie, zi cum vrei. Și el e îngerul tău păzitor, da? Și tu în magazine vezi, îți place un săpun lichid, vai cum... Mi-a picat fisaz, am zis că spațiu. Vezi săpun lichid care, domnule, ăla îmi place, săpunul ăla lichid. Și denumirea îi a iubitului tău, care e îngeraș și te ajută, da? Tu idee nu ai. Tu sari în și crezi că, domnule, uite, ăla are denumirea pe săpun, pe produse, aia are, ăla are, dar tu nu, numele tău nu apare. Și nu știai de ce. Dom'le, nu, nu e numele meu,
Nu merită să apară pe... Nu pentru că e despre altceva vorba. Tu n-ai nicio treabă. Tu te-ai trezit și începi să înțelegi lucrurile. Și a dispărut săpunul ăla lichid de care... Da? Pentru că tu te-ai trezit și ai început să te deschizi spiritual foarte puternic. Da? Ajutându-l pe el să apară în viața ta. Și săpunul ăla a dispărut. Cine încă n-a înțeles, ei, caută denumirea iubitului pe un săpun lichid și ai să înțelegi că el e lângă tine, dar nu e ajutat. Da? Prin tine se trezește. Tu trebuie să faci meditație la greu, tu trebuie să faci tot. Dacă nu, e un fel de uite ce face, pe ce se duce, tot ce face sufletelul lui. Îl spun direct acum, clar. Sufletul lui pe ce se duce? Pe săpun. E ca în al doilea război mondial. Cum e o paralelă. Da. Dar aici nici n-a fost. E programel. Și e scenariul care a fost, dar n-a fost, înțelegi? E vis realitate. Acolo ești. Ai înțeles unde ești. Azi mi s-au răsturnat niște valori. Și atunci altfel vezi omul. Apare denumirea pe săpun, ăla e un indiciu. Și ți-aduce aminte de omul care, domnule, nu puteam să mă înțeleg cu el și domnule, îi spui ceva, zici că e tâmpit, nu înțelege, da? Nu înțelege, vorbesc cu el sau îl simt, da, să fie din colegi, din rude, din vecini, pe pământ, din oricine. Și domnule, nu înțeleg. Ai văzut denumirea săpunului pe raft? Ai înțeles. Că omul doarme. Omul doarme și trebuie trezit. Și cine îl trezește? Jumătatea lui. Da? Divine masculinul trezește divine femininul și divine femininul trezește divine masculinul. Atacă, prieteni. Bine venit acasă. Ok.